10 mai, dincolo de încărcătura istorică pe care toți o cunoaștem, ce a însemnat 10 mai pentru poporul român în perioada regalității și atunci când reprezenta în mod oficial ziua națională a românilor și a României, reprezintă un reper pe care cred că ar trebui să-l ținem toți în suflet, pentru că a reprezentat pentru decenii recunoașterea oficială a valorilor morale a centrului, celulei societății, familia românească, și în viitor sper să redevină ceea ce a fost odată. Mai mult decât atât, ziua de 10 mai poate să fie o zi în care să ne aducem cu toți aminte de ce a însemnat în istorie și ce ne dorim cu adevărat să reprezinte în viitor statutul de a fi român și România ca și țară, ca și putere regională, ca și viitor politic, geostrategic pe care putem să îl avem în contextul european și internațional în deceniile care urmează. De asemenea, 10 mai ar trebui să fie o dată în care toți românii, cel puțin o dată pe an, dacă nu în fiecare zi, să înceapă să conștientizeze, să știe de unde au plecat, cine au fost, cine sunt și cine ar trebui să redevină în scena europeană și internațională a lumii în următorii ani. În consecință, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim mândri de ceea ce suntem și de faptul că ne-am născut aici. Trebuie să conștientizăm valorile europene pe care le reprezentăm și le-am reprezentat întotdeauna, considerând inclusiv rădăcinile creștine pe care le-am avut și am fost norocoși să ne naștem așa. Și în consecință, cred că fiecare trebuie să se gândească că nu este nici un cetățean de mâna a doua și nici România nu este o țară second-hand, așa cum mulți consideră și le place să se uite către noi de sus în jos. Fără să vreau să fiu interpretat greșit sau ca și un naționalist extremist, cred că justa valoare a fiecărui popor trebuie considerată și apreciată în funcție de rolul pe care l-a avut în istorie, în spațiul pe care l-a ocupat, și cred că România până în momentul de față s-a achitat foarte bine de îndatoririle pe care le-a avut, motiv pentru care acest 10 mai, ca și următoarele care vin, sper să crească nu doar valoarea și contribuția pe care o avem în spațiul Uniunii Europene, ci să crească și încrederea și mândria individuală a fiecărui român în parte pentru ceea ce face el, nu pentru ceea ce face nici vecinul și nici altcineva în jurul lui, pentru ceea ce face el. Trebuie să fie mândru de ce face și de consecințele acțiunilor lui.